Eu cred că nu este nicio diferență dintre mâna Moscovei, mâna Bruxellesului sau mâna Washingtonului. Pentru că, din punctul meu de vedere, toate aceste mâini sau toate aceste persoane care se identifică cu această catalogare nu sunt decât niște trădători, niște lași, niște persoane care sunt robii unor oficiali din birourile țărilor pe care le-am numit. Pentru că odată ce accepți să te afli în Republica Moldova și să reprezinți interese străine, indiferent din care birou nu ar fi, nu mai poți fi considerat acel reprezentant al poporului care activează în interesul electoratului. Vreau să zic că noi am trecut printr-o experiență poate mai puțin plăcută, pentru că într-o anumită perioadă, atunci când Partidul Social Democrat a promovat ideea privind organizarea referendumului privind aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, noi tot, de asemenea, eram catalogați de anumiți experți și lideri de opinie, precum că suntem mâna Moscovei. Iată că istoria a arătat că nu a fost așa să fie și în campania electorală noi nu am avut concerte de sute de mii de euro sau billboard-uri. În schimb, este un lucru foarte, foarte vizibil care a apărut, că cei care măcar odată și-au permis să iau un bănuț din afară, au devenit slugile celor din afară și mai departe nu mai pot reprezenta interesele pe interior. De aceea spun că, ca partid politic, cred că oricare partid este în drept să dezvolte relații fie cu Federația Rusă, fie cu Uniunea Europeană, fie cu Statele Unite și alte putere din lume, doar că îmi doresc aceste parteneriate, aceste relații de dezvoltare să fie doar pentru un schimb de experiență, pentru preluarea bunilor practici și nici de cum pentru a merge deci în aceste capitale europene sau a Federației Rusă pentru a primi indicații.